Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video, oameni buni. Astăzi ne jucăm jocul Purifiers Cleaning Chaos. Da, ați auzit bine, chiar așa se numește Purifiers, pentru că după cum puteți observa, avem câteva pisicuțe în stânga și în dreapta în acest main menu. Deci clar vă dați seama că avem de face cu pisicile și un alt lucru ce este evident aici e că e un simulator de curățenie, așa cum este și Viscera, dacă ați jucat vreodată jocul acela. Dacă nu, vă recomand că e destul de interesant. Așa că, înainte să trecem la treabă, ce vă rog eu, oameni buni, un micuț lacă col și ar fi super drăguț din partea voastră și hai să vedem noi cu ce se mănâncă acest Purifiers Cleaning Chaos. Am zis că e ca Viscera, doar că implică niște puzzle-uri și tot felul de lucruri care să-ți dea lumea peste cap, evident. Nu poate să fie ceva atât de simplist și asemănător cu Viscera, care ar fi aiurea, adică ar fi doar un copy-paste și au trântit ei jocul să fie mai indie de atât, știi? Dacă e să o luăm în felul acesta. Mă, da, ia ceva să se încarce. Oh, ce avem aici de făcut? Ah, și ce e important e că jocul e și co-op, așa că dacă vreți să încercați demo, puteți să încercați cu prietenii. Deci timp, 10 secunde, water. Ah, asta e timpul pe care noi am petrecut aici și avem și noi cu ce să luăm, ce asta? Asta e de curățenie. Opa. The pickup refill your clean per 9000. Păi și unde vrem o să-l punem? Oh, bună! What is the matter? Are you a cleaner? This house really needs cleaning right now. My husband was supposed to do it, but he left to buy. Mamă, dar s-a căcat pe toată casa. Looking for a client and I need help. Could you please do? Okay, sigur. What do I need to do? Oh, it's basic cleaning. You know, take out the trap. Am înțeles, am înțeles. Altceva? Okay, anything else? Actually, yes. My useless daughter Annabelle locked. My useless daughter, mom, de ce rei? If you find a key, could you let her out? I'm tired of her calling for help. What the fuck? Și-a prins copila în casă. Okay. I also prepared muffins. Try them. They're in the fridge. If you want to bake them yourself, the recipe is somewhere in the kitchen. Putem să gătim? Mersi. Bun, stai un pic, trebuie să dau jocul un pic cam tare, că inițial am crezut că o să se audă foarte tare. Oh, ce e aici? Drop item, only one item in the hand, cleaning ground, wall, ceiling, cleaning furniture, green silhouette, place item, water in the living room, not cleanable. Ok, băi, avem și noi ăsta de spreiat de nebunii, uite că avem niște Purex de ăsta. Step spongy. A, uite mă aici, ăsta e de curățat. Freeze mode. Ah, freeze mode în stilul ăsta, am înțeles acum. Ia mă că pleacă curățenia, dă-o încolo de treabă. Dar trebuie să vedem, nu mai știu unde a zis de cheia aia, că e ca să o scoatem pe fiicăța din casă. Ah, și avem to-do list-ul aici, în caz de orice. Ia mă că ne apucăm acum de făcut curățenie, ce e asta? Mamă, oh, înseamnă puțin cu Power Wash Simulator, bă, cât de satisfăcător era și jocul ăla. Fără mișto, dacă vreți jocuri de-astea așa satisfăcătoare, Power Wash Simulator e ce trebuie. Trust me. Chiar zi ce e în casă. Uleu. Bă. Ok, asta trebuie să punem la loc. Stai mă, că ne ia naiba. Hai să curățăm podeaua, că pare că e jale. Oh, nu mai am apă. Păi și de unde iau apă? Te-am luat apă de undeva? Nu cred că pot să iau apă de undeva. Ok, unde e copilul care știa că e blocat în casă? Că nu-mi dau seama. Aici? What the fuck, a murit? Ok, pe de-asta de unde îl reparăm sau ce e asta? Mă, totuși, asta nu știu ce e. Găsim noi dacă nu o treabă. Mamă, hai să curățăm casa aici, uite-te puțin cât anamolul are pe ea. Trebuie să o întreb iarăși unde zicea care e cheia. Dar cred că e în to-do list-ul ăla. Mamă, nici n-ajung să curăț toată nenorocirea aia de acolo. Ioi. Hai că ajung eu să curăț toată aia, despre ce vorbim? Nu se curăță automat? Bro, voi vedeți gaura neagră din cer? What the fuck? A plecat gaura neagră, mă.
Ok, stai așa, to-do list. Bring dirty, așa, take out the trash, move dishes to their place. Mamă, dar avem lucruri de făcut, stai așa. Păi și dacă iau chestia asta, asta ce e? I will refill your... Oh, deci ăsta îți face refill la astea. Ah, ia, uite-te, mă. Păi ce facem, mă? Că e altă treabă acum, despre ce vorbești? Bun, hai să... stai să mă... Ioi, să mai verific puțin aici ce... What? You're poisoned. Hai că ne căcăm pe noi. Ne căcăm pe noi grav. Stai mă, lasă asta mă, că trebuie să ieșim că ne căcăm pe noi. Pe și unde-i baia? Bă, dar cum face, doamne? A, aici e baia. Unde-i WC-ul? Stai, uite că are un logo cu atomic acolo sau radioactiv. Ce Dumnezeu se întâmplă? Dar uite mă că ne-a scăzut HP-ul, acum am văzut. Uitați-vă sus acolo în dreapta. Hai mă, căcăcește-te de-a binele, ce se întâmplă aici? Să-l dau un pic mai tare, că tot mi se pare mega încet. Hai mă, te-ai căcat? Gata, frate. Pick up paper. Nu pot să iau pick up, nu pot să-i dau pick up. Ok, hai să ce mai ai de spălat. Nu pot să iau ăstea, what the fuck? Ciudat. Și n-am lucruri în mână ca să zici că asta ar fi o problemă. A, trebuie să stau în asta să... A, trebuie să iei cu... direct cu gunoiul, mă, după tine. Trebuie să iei cu ăla de gunoi după tine. A, dar nu prea dă bine. Nu, dar ce nașpa că nu prea are range. Ok, trebuie să luăm o de asta și să o ducem în casă. Vino coace. Fii atent. Tu-ți cu... Fai de capul tău. Tu mă uit de gaura aia neagră acolo, știi? Ok, unde a lăsat asta? Aici. Coace. Punem aici așa. Mă, dar ce mă pe aici atâtea chestii? Au, ingredientele să facem muffins. You're poison! Mă, nu din nou. Tal, n-aibă, iară mă cac pe mine. Fai, și iar ai de așteptat atâta? Mai repede puiule, lasă căcarea. Mamă. Tu-ți brioșele vieții, ai zice că mănâncă brioșele, că sigur ți o să-ți placă și o să fie bune. Trebuie să învățăm să le facem noi, să nu ne mai naibii. Ok, deci din cauza că am mâncat și percele, acum putem vedea petele mai bine. Am înțeles. Doamne. Ha mă. Te mai caci mult. Oh, ce să astea? Astea ce sunt? Haine murdare? Și apare. Astea ar trebui să le punem... Unde le dăm la spălat? Nu e o mașină de spălat aici? Stai, unde e... Collect and wash... Ah, ok, stai, jos era mașina de spălat. Și dirty dishes, mamă, trebuie să spălăm și vasele. Ok, bagă-le aici. Respectabil. Le-am dat treabă. Bun. Și acum trebuie să luăm un tomberon de ăsta. Ăsta e glass cannon. What the fuck? Stai, încerc să pun asta aici. Deci asta e doar pentru sticlă. Ah, și sticla e pe culoare verde. Bă, ce-a făcut, mă?
Doamne. Hai că rezistă. Ce, am pus prea multe haine, cred. Așa, mă, ăsta era. Am pus prea multe haine, mă. Ăla era program pentru o haină. Am înțeles. Bun, stai să mai căutăm de-astea de sticlă, să le luăm pe toate. Ce, mă? Să știți că jocul e dat la maxim, am zis, nu știu ce are de așa încet. Shoot it into a black hole. Ah, uite, mă, gaura neagră, din cer. N-a mers. S-a mers? Poți să mă iași pe mine? General? No, I'm not a general. My name is Hall, Black Hall. Okay. What can I do for you, Mr. Hall? I'm really hungry. Could you? Da, mă, da, să duc eu. Sure. What do you eat? Trash bag. Ah, super. Trash deci ce făceam noi deja. Bine, mă, gata, stai liniștit. Trash bag. Sure, I can bring you some. Full or empty? Take them as full. Sure, I can bring you some. Thanks, man. I appreciate it. Nice. Ok, și acum că am luat ăsta, trebuie să luăm celălalt tomberon totuși. Pentru restul de chestii. Ok, să lăsăm aici. Dă pe ăsta de hârtie, că ăsta de hârtie am văzut mai multe. Erau pe aici mai multe. Papirum. Ok, și acum... Nice! Vezi că le ia lejer. Mamă, dar aici e de muncă, se vede clar că e joc gândit pentru mai mulți. 100% e gândit pentru, na, să joci cu mai mulți prieteni. Ăla se spală. Cred că pe aici mai erau chestii de hârtie, opa. A, nu, ăsta e plastic. Papirum. Niște papers, please, aici. Și acum oprești, mă, dușul ăsta. Eu te, mă, păște, ce-au făcut aici, ești nebun? Doamne, trebuie să... Deci voi vă dați seama câte avem noi de curățat pe aici? Stai, cum mă duc jos? Nu pot să mut masa. M-am băgat în laser, tu e capul mamei de treabă. Ce are, mă, nu știe să alerge? Ah, sunt pe crouch. Ok, dăm mix aici. Mai erau astea mixte. Ah, dar pe bune nu putem lua decât... Aoleu. Deci acolo erau alea de plastic multe. Păi stai, și unde e tomberonul de plastic? Cred că ăsta e. Nu, ăsta e de sticlă. Seamnă că de plastic e ăsta? Nu e tomberonul de plasticuri? A, uite la aici. Dă-mi-l, mă, că ăsta e ce ne trebuie. Stai un pic, văd că am oprit curentul ca să nu ne mai ia naibii asta aici. Perfect. Oh, lasă-le, nu stau acum după ele. Vai, deci câte chestii ai de făcut, bă, băiatule. Doamne, dar vezi că e tare gândit. Old stuff. Ce joacă ăștia, mă, ce-au înjunghiat-o în ăsta? Mă, ce-a făcut, mă, a înjunghiat ăsta aici? In the sink? Stai un pic. Nu poți să-l pui aici, vă, că... A, și putem lua și mizerile astea de pe jos. Asta e full iară. Da, da, era bun dacă aveam și noi un tomberon mai mare totuși. Că e jale. Ăsta micuțul. Ok, ce, asta e mixed. Cineva a încercat să-și bage furculița în ăla, bă, în priză. Ce nebunatici. Ia, pe aici mai e ceva? Asta e paper mixed.
Oh, paper, plastic. Perfect, alt iar s-au făcut și ăsta full. Mamă, dar e jale, mă, că e așa micuț tomberonul ăsta. Chiar cred că putea mai bine să ne dea mai multe, mamă, dar până ajungem noi să curățăm tot ce e pe aici, ne apucă vremurile frumoase, de mult apuse. Aaaa, place că zice că pot să dau cu asta în cineva, dar cred că se referă la alți playeri. Și gen, dacă te joci cu cineva, să dai cu mizerile în alți playeri. Oh, s-a dus și viziunea aia. Bun. Opa. Gata, am aranjat din lucrurile, am pus și noi la locul lor. Oh! Oh, pentru că am oprit curentul, acum avem acces aici. Ioi, ce mai e mă și aici? Bă, băiatule. Bun, mai avem plasticuri pe aici? Nu cred că mai avem. Ba, da, mai avem. Nu poți deschid un geam să-l arunc pe geam? Uite, urme de pisici. Înseamnă că a fost pisica pe aici. A, unde mai exact? Mamă, și uite câte furculițe și toate astea aruncate pe aici, doamne. Oh. Mă gândeam că se întâmplă ceva. Gata, hai că am mai rezolvat din astea. Dă aparatul. Să curățăm și noi măcar așa o cameră, știi? Dacă nu reușim să curățăm tot. Acolo îmi trebuie scrap daddy-ul, bă. Trebuie să frecăm frumos peste tot. Încă puțin. Nice, pot dau aici, gata. Nu știu ce au făcut ăștia aici, să zicem. Perfect. Bine, și pe pereți ar trebui să dau. E jale. E jale rău de tot. Mamă, și pe tavan trebuie să dai. Doamne. Mamă, ăștia s-au căcățit pe tavan. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Gen legit, nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Nu știu ce s-a distrus, ce s-a rezolvat, ce s-a... Nu știu. Ia stai așa să curățăm bine aici. Măcar să mă văd eu cu partea asta făcută bine. Așa. Ha, mă, că... Începe să mai arate casa asta, acasă. Hai că începe să arate. Oare se referă la pisicile alea așa? Use them? Oh, deci putem să facem ceva cu ele. Stai, o chestie interesantă. Bun. Aici am recurățat. Apă jos. Mai avem și pe jos, nu, ce ai? În sfârșit, parcă mai arată și casa asta, ceva casă. Cât de cât, așa, hai că să nu exagerăm, dar totuși. Hai, nu știu cum o să luăm noi balta aia de acolo, dar să zicem. Gata, curățenie făcută, cât de cât. Oh, oh, hainele curate s-au pus aici, ce drăguț. Hai să aduc un scrap daddy de ăla să frecăm chestiile pe aici cum trebuie. Ce stă ea aici? Gata. Dăm cu purex și apoi dăm cu step spongy. Ia chiar îți curios cum funcționează elementul ăsta. Deci e pe stilul ăsta. A, deci cu cât dai mai multe, cu atât merge mai bine. Lasă-mă other tool. Să
curățăm noi lucrurile pe aici. Eu te un cuțit în tavan, ești nebun? Doamne, ce oameni. Da, s-o tonă de chei aici. O miliard de chei. Mamă, mai e și tomberonul ăla pe acolo. Da, mai trebuie puțin aici. Bă, hai că arată mai bine acum. Zice și voi dacă nu. Pe aici lucrurile puțin curățate, alea frumos. Ce vorbești? E mai primitoare treaba acum. Mamă, dar legit nu știu ce dezastru a fost aici. Ce calamitate naturală s-a produs. Dar bravo lor. E impresionant câta nenorocirea s-a produs aici. Doamne. Sincer, nu știu ce mă satisface așa tare să folosesc ăsta. E așa de plăcut. Cu chestia asta să dai. Poate și din cauza că vezi efectul imediat, știi? Oh, nu știam că e televizor picat acolo. Să rezolvăm și canapelele astea puțin. Da, mă, stai liniștit că ne curățăm noi acum pe toate, dar trebuie să ne asigurăm că totul e în regulă. Eu uite unde tai urma de labă aici. Oi, oi, oi. E de muncă, băi, de muncă rău. De muncă rău de tomă cu ăștia neîngrijiți. Cea mai jegoasă casă din istorie aici. Bun, hai să lăsăm astea undeva. Și apoi ducem ăsta. Îl ducem aici. Pentru că avem aici de rezolvat multe lucrușoare. Dar nu știu ce ar trebui să faci cu ăsta totuși. Fii tare dacă ai putea să controlezi spray-ul ăsta să-l faci mai larg. Mai lat gen. Să fii sigur că e o ară, e mai mare. Ar fi fost o treabă. Încă puțin. Bine, aici poate să consume cât de cât nu contează. Mamă, du-te ia toate petele urâte. Tăti petili, bă. Ce, pe tavan? Nu cred că trebuie alt tool. Mamă, dar e efectiv foarte mult aici. Doamne. Nu știu, parcela asta parcă nu se mai termină, mă, dai cu jetul ăsta de câteva ori și nu se mai termină. Deci mă întorc de două ori și uite câtă mizerie se spawnează. Nu cred că ar trebui să fie tot, tot tavanul ăsta aici. Aha, am avut dreptate, nu e tot tavanul. Așa, să curățăm frumos și pe jos. Hopa, hopa. Stai așa că mă duc aiurea. Mă duceam aiurea rău de tot. Ia uite, era un tablou acolo, bă. Doamne. Cine ar fi crezut așa ceva? Că era un tablou acolo. A, uite că și veioza aia e murdară. Și pe aia trebuie să o rezolvăm. Dacă era scaunul murdar aici, nici l-am văzut. Nici că l-am văzut, dar s-a murdărit acum, uite, că doar l-am curățat odată. Doamne, ce chestie. Deci legit eu mai curățasem odată. Încă puțin.
Ăla e un calorifer, nu? Cam așa pare. Bă, dar nu se mai termină. Și efectiv nu se mai termină acolo. Another tool. Lasă-mă că venim și cu tool-ul ăla imediat. Stai că m-am prins în sosul curățeniei. Nu fac curățenie acasă, dar fac în jocuri video. Ați auzit-o pe asta că... Na. Păi și unde am aruncat mălea? Aici l-am aruncat, se parcă. Dăm scrubber de adiul ăsta aici, că mai avem niște lucruri care văd că mi-au scăpat. Și mai erau parcă pe aici. Bun, bun, bun. Așa. Mamă, deci câtă curățenie fac eu aici, a trăit varneamul. N-a văzut neam de neamul vostru cât trebuie să curăț eu după tantia aia și copila ei. Dar na, ăsta e jobul. Ăsta e jobul, mă. Ok, mai mă uit dacă mai e ceva... Oh, mai e. Bun, dă-mi înapoi ăsta. Avem un mare perete ce trebuie rezolvat. Mare perete aici. I need another tool. Eu știu că ai nevoie de alt tool, dar... Stai așa să terminăm ce putem termina. Mamă, deci aici era direct... Mare mucegai negru de ăla de... Provoacă tuberculoză. Bun! Au, mai sunt pete acolo. Cine le-a văzut și pe astea? Bă, pare că și camera asta e relativ în regulă acum. Pare că este curată. Ok, punem astea așa. A, nu pot să iei două, ok. Păi și astea unde ar trebui, mă, să le spălim? Mașina de spălat vase? Asta e cuptorul. Na, find its place, ți-ai găsit. Păi și cum îl pui, mă? Find its place. Gata, să zicem. Asta deja e altă situație, to find its place. Bun. Hai că ne-am descurcat destul de bine cu curățenia până acum. Venim să mai luăm din gunoaie, că e plin de gunoaie pe aici. Sunt niște farfurii. Asta e pentru ingrediente și nebunii, mixtele. Ah, aleo, jale. Jale rău de tot. Mamă, e plin de saci de gunoaie acolo, bă. Ia luați de aici, domnul Gaură Neagră. A, mai avea la intrare, nici că am văzut că mai era acolo de rezolvat. Paper, astea sunt toate de paper. Ne ducem așa, mă, ce să-i faci? Ok, și unde ăla de paper? Ăla verde era, nu? Nu, ăsta e sticlă. Înseamnă că ăsta albastru e. De paper, mamă, dar... Ne-a venit cu baza de... cu hazmatul după noi. Ce aveți? Ia uite câta baza am adus după noi. Mai e și Gaura Neagră acolo. Ok, ce mai era paper pe aici, mă? No, aia odată. Oh, scaunul ăsta era pus prost. Sincer, e foarte satisfăcător să mut chestiile care sunt puse prost la locul lor. Asta pot zic, chiar e fun. Bun. Toată dă hintul ăsta, dă cineva. Da, mă. Băi, oameni buni, eu o să mă opresc aici cu acest video. Mi se pare foarte simpatic jocul până acum, adică e fix viscera, doar că, na, e puțin mai indie și cu alte idei. Și văd că am rezolvat toate bucățile de mobile, le-am pus la locul lor, dar dacă cumva vreți să vedeți cum curățăm întreaga casă într-un alt clip, atunci știți foarte bine ce aveți de făcut. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa, pa!